Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. După o oarecare pauză, dragii mei, nu vă supărați când iau pauză și nici când nu termin etalările acelea pe care le începusem. Voi singuri, voi în cuplu și voi în relație cu celelalte zodii, pentru că dacă nu mai ajung în fața voastră cu etalările, înseamnă că am și niște probleme de rezolvat. Înțelegeți că suntem toți oameni aici în 3D și trebuie să avem de-a face cu lecțiile noastre, cu problemele pe care trebuie să le rezolvăm. Nu este nimic predeterminat. Și dacă am schimbat un pic ordinea zodiilor în acele etalări, am făcut-o pentru că au fost mai multe cereri din partea acelei zodii. În fine, aș vrea astăzi, înainte de toate, să vă mulțumesc pentru că vă alăturați acestui canal. Pentru că îl susțineți cu energia voastră pozitivă și mă susțineți și pe mine și vă mulțumesc din tot sufletul. Vreau să vă mai mulțumesc că lucrați cu voi. Este foarte important să știu că și voi lucrați cu voi și creștem împreună, că până la urmă din acest motiv suntem aici, într-un colectiv care cred că s-a închegat. În principiu ne cunoaștem, poate chiar și v-ați împrietenit unii dintre voi, ar fi minunat. Ce ar mai fi de spus? Aș vrea să ajung mai des pe Facebook, dar repet, am niște probleme. Unii știți de anul trecut că am niște probleme de sănătate și afară de acelea se adaugă problemele sezoniere. Toamna, pregătirile, primăvara, alte lucruri, în fine. Această etalare, după cum am scris și în titlu, este despre voi și sper să meargă lucrurile bine astăzi și să pot să mai fac încă o etalare și să răspund unor cereri. Însă, aș vrea să vă alegeți trei cărți. Nu știu cât o să-mi permită timpul, încerc măcar atât, trei, măcar trei să fac. V-am ales trei cărți. Și prima este aceasta, Regina de Aer. Nu trebuie să țineți cont de zodie. Eventual, încercați să vă adaptați la imagine, să vedeți dacă vă place și dacă vă reprezintă în această perioadă. Nu zodie. Regina de Aer poate să fie orice altă zodie, da? Și acest 10 de foc, orice altă zodie. Puteți să fiți semne de apă și să vă reprezinte focul. Nu musai că aveți o planetă sau două sau eu știu câte în semne de foc, dar să fiți pasional sau să vă... Nu zic că asta înseamnă pasiune. Zic, focul înseamnă pasiune printre multe, multe altele, dar ideea este că aerul, focul, emoțiile vă pot reprezenta pe toți într-o anumită perioadă. În această perioadă când fac etalarea sau cei care vor urmări această etalare, eu știu când, peste câteva luni, poate la anul, da? Voi să fiți, să vă lăsați reprezenta sau să simțiți că vă reprezintă aceste concepte, da? Regina de Aer, 10 de foc și emoțiile. Ia, se vede? Ne, în fine, cât de cât. Le pun așa mai la distanță. Să le puteți alege? Da, nu am unghiile făcute pentru că atunci când mă simt bine muncesc. Și când mai am un pic de pauză, vin în fața voastră că și mie dor de voi. Deci v-ați pus pauză, vă alegeți. Începem cu numărul 1, cei care v-ați ales Regina de Aer. Acum, să vorbesc despre voi. Regina de Aer. Că simțiți, intuiți că puteți să vă ridicați la această vibrație este minunat. Poate că încă nu sunteți, dar aveți potențial. Rămâne să vedem prin ce alte sau ce alte mesaje mai primiți. Regina de Aer poate să însemne foarte mult, și pozitiv și negativ. Eu am luat cărțile în poziție normală, dar nu le-am amestecat să văd dacă vin invers. Deci o să vorbesc despre plus și despre minus. Regina de Aer este o persoană înțeleaptă, extrem de inteligentă, ca și Regele de Aer. Nu reprezintă musai, repet, femeie, energia femeie născută în semn de aer sau cu ascendent în semn de aer, nu asta reprezintă. Reprezintă o energie feminină rațională. Reprezintă înțelepciune cu această bufniță, reprezintă capacitatea de anticipare, evident, din punct de vedere mental, nu vorbim de anticipare
intuitivă, aia e cu totul altceva, rațiunea voastră, logica voastră, felul în care vă folosiți mintea, Mercur, că tot e Mercur retrograd, a ajuns la un grad de înțelepciune sau de abilitate de a anticipa anumite lucruri. De exemplu, pentru că Regina de Aer reprezintă și o persoană care lucrează în zona justiției, da? Sau cu acte, tribunal, acte, chestiuni de genul ăsta, dacă aveți job în această zonă, puteți să anticipați anumite evenimente din punct de vedere legal, oficial. Deci, dacă cineva nu ține legea din, eu știu, din niște considerente, poate să ajungă la, evident, închisoare. Da? Sau dacă cineva nu respectă, eu știu ce, se poate întâmpla altceva. Asta, prin asta înțeleg anticipare, da? Nu vorbesc de anticiparea intuitivă, de al treilea ochi, de alte lucruri, nu. Vorbesc de o anticipare rațională, de o gândire luciferică. Și luciferică e una, edenic e alta. Și Lucifer este Mercur, da? Însă, aveți inteligență, evident, puterea de a acumula informații, de a le transforma, sunteți o regină sau, teoretic, ar trebui să ajungeți. Sau, eventual, dacă niciuna, nici alta, vă întâlniți cu un personaj care manifestă această energie. Este un personaj în preajma voastră care manifestă această energie, într-un fel sau altul. Evident că poate să fie și un alt personaj care manifestă energia negativă, ca să fie o balanță între energii. Că vrem întotdeauna să manifestăm echilibru și atunci energia respectivă negativă în care sunteți sau personajul negativ care manifestă această regină de aer poate să fie o persoană extrem de dură în felul în care comunică, extrem de negativă, pesimistă, care să vadă doar partea goală a paharului, tocmai pentru că vede, gândește foarte mult, da? Genul de persoană care spune verde în față fără să menajeze sufletul nimănui, nu-i pasă decât de dorința de a-și... Nu-i pasă decât de... Da, ok, ce spun eu aici? Da, decât de ea, asta vreau să zic și tot încercam să... Dar nu-i pasă decât de ea, genul negativ, da? Vorbesc de varianta negativă a acestei regine de aer. Regina negativă are o doză de narcisism, are o doză, varianta e negativă, repet, da? De egoism. Și când își manifestă așa zisa ei dreptate, nu contează dacă rănește. Și repet, de câte ori pot, acum nu vorbesc despre zodii, vorbesc de o energie mentală, poate să fie o energie a voastră, a mediului în care trăiți. Și acum toți trăim într-un mediu foarte toxic mental, suntem spălați pe creier foarte mulți, cât mai mulți, depinde cât stați, cât vă lăsați influențați de media. În fine, sunt foarte multe. Hai să revenim la energia pozitivă. Cu această bufniță puteți să comunicați, aveți putere mentală dacă vreți să vă manifestați voi așa sau eventual cineva comunică cu voi la distanță noaptea. Eventual învățați, dacă nu e vorba, vă selectați, da? Eventual învățați, pentru că bufnița este un profesor, aveți de-a face cu un profesor în viața voastră care vă învață foarte multe. Apropo de ce am spus mai devreme. Deci, repet, varianta pozitivă manifestă justiție, echilibru, dreptate, dar din punct de vedere al rațiunii și al gândirii luciferice, cealaltă variantă, exact opusul. Nedreptate, negativism, jocuri mentale și așa mai departe. Haideți să vedem unde sunteți voi, că am vorbit destul, dar am făcut și trei. Unde sunteți voi, cei care ați ales numărul 1? Iepurașul? Parcă aș mai vrea să clarific. La capătul setului de cărți, semn de aer, iar dacă asta contează. Dar vorbim iar despre un mental. Cineva trebuie să se transforme, trebuie să învețe, dacă aveți de-a face, dacă această regină este energia cuiva pozitivă, cu această lumină pozitivă, probabil că sunteți atrași unii dintre voi de această energie înțeleaptă și, cum am spus mai devreme, înțeleaptă și luminată dintr-un punct de vedere. Sunteți atrași de această lumină ca molia de flacără.
Semn de aer. Este similar cu asul de aer în acest set de cărți. Asta pentru că s-au oprit cărțile aici. Și totuși, cartea a venit. Iepurașul, semn de pământ. Poate că aveți de-a face cu un semn de pământ. Mai mult sau mai puțin. Sau o situație. Asta am zis-o. Sau cineva marcat. Dacă nu e neapărat semn de pământ, cineva care se manifestă, e foarte ancorat în 3D, într-o lume materială. Și iepurașul e destul de temător. Temător. Evident că există și varianta să aveți de-a face, ori voi să fiți unii dintre voi, ori să aveți de-a face cu un player. Pentru că este evident, cum îi zice, iepurașul playboy, da? Iepurașul playboy. Poate că unii dintre voi ați fost așa. Și acum cineva, repet, va atrage atenția cu această energie foarte puternică, va atrage pe voi molia, fluturaș, energie destul de versatilă, da? Dar sunteți atrași de această lumină și vreți să vă transformați, pentru că acolo, evident, molia moare în momentul în care se atinge de lumină. Moare și se transformă, evident, într-o altă variantă pozitivă a sa. Ar fi frumos să fie mesajul ăsta. Eu vă dau mai multe mesaje. Aș vrea să clarific. Iepurașul. Iepurașul reprezintă și o energie în care vă faceți griji pentru ziua de mâine. Încercați să vă uitați, apropo de anticipare, să vă uitați în zare, da? Dar nu prea vedeți pentru că voi sunteți jos. Voi sunteți jos sau cine este? Imediat. Să termin mesajul. Da. Dacă sunteți aici și încercați să anticipați și vă uitați în zare ce vine, dragii mei, n-aveți aceeași viziune ca această regină, ca bufnița, de exemplu, care vede și noapte. Și apropo, bufnița, varianta negativă este, deci dacă aveți de-a face cu energia negativă și voi sunteți aici, sunteți înfricoșați de puterea acestei energii. Și pentru unii e posibil, o să vă explic imediat de ce. Pentru că în varianta sa negativă, deja bufnița devine prădătorul care îl ia pe iepuraș. Îl ia și zdruncină un pic. Sau îl corupe mental, sau îl programează mental, sau influențează cu un limbaj negativ, cum am spus mai devreme, varianta pozitivă sau negativă. Însă, am zis că a fost clarificat iepurașul. N-am mai folosit de mult cărțile astea și am zis să vin cu ceva ce trebuia reactualizat. A fost clarificat de pisica de mare. Care pisica de mare în sine nu e totuși chiar o energie super pozitivă. Are și varianta pozitivă și varianta negativă, ca orice lucru și orice simbol în lumea asta. Însă, aici este o lecție. La capătul setului de cărți iar s-a oprit la lupul, semn de pământ. Iar simt că pentru unii posibil să aveți cu un personaj cu mult mai în vârstă, nu mustai, poate să fie un suflet bătrân, un suflet înțelept, o minte înțeleaptă, un om foarte puternic. Aici este varianta masculină. Lupul e un soi de divine masculine, da? Bărbatul divin. Este un lider, este un conducător de haită, este alfa. Că e femeie, că e bărbat, această energie iese în evidență ca o energie foarte puternică, da? Și aici am ales pentru voi că e o situație, nu neapărat că voi sunteți așa toți, evident. Însă e o situație care vă sperie și vă obligă într-un fel sau altul să vă transformați. Iar când vă pisica de mare și acea coadă ca un bici, iar simt că pentru unii e o situație emoțională, că e semn de apă, sau situația financiară, că e patru de pământ, situația financiară a unora, tradițiile, șabloanele în care ați crescut, v-au învățat să rămâneți sau să vă fixați pe un stil de a gândi, de a comunica, care nu este corespunzător în aceste vremuri și, în primul rând, nu este corespunzător creșterii voastre spirituale. La pisica de mare, ce este frumos și pozitiv este că această coloană are verticalitate, are coloană și
seamănă cu actualizarea tuturor chakrelor. Trebuie să creșteți spiritual, să ieșiți din această situație emoțională negativă. Am zis de bici și am trecut dintr-una într-alta. Să termin ideea. Deci, e o situație emoțională negativă. Poate să fie legată de situația care se întâmplă acum, da? Pandemia, criza financiară care vine, alimentară, da? Și că e patru de pământ, aveți nevoie de stabilitate. Trebuie să vă regăsiți, că am zis că vorbesc despre voi. Dacă e cineva care vă inspiră, este minunat, cu acea regină de aer și acest lup. Dacă e cineva care vă inspiră să deveniți varianta cea mai bună a voastră, este minunat. Regăsiți-vă verticalitatea și ieșiți din această energie negativă, pentru că ceea ce gândim și ceea ce simțim, manifestăm. Și încercați să manifestați această putere, acest alfa. Da, care, după cum vedeți, are un foc în spate, trece prin niște transformări, ca și molia, dar lăsați-vă arși și retransformați. Sau mai bine zic, în ce sens arși? Ardeți, eliberați-vă, pentru cei care știți ce zic, da? Hârtii, eliberări, ardeți-le. Eliberați-vă de frici, de șabloane, de programe mentale, de cuvinte, și să revin la bici, de cuvintele grele. Biciu, coada aceasta a pisicii de mare, de fiecare dată îmi evidențiază un limbaj un pic cam neplăcut. Și am vorbit de limbaj neplăcut și la regina de aer. Chiar dacă e semn de aer, ideea se regăsește și într-o parte și într-alta. Și atunci, repet, dacă voi sunteți aici mai tineri, mai neexersați, încercați să vă transformați, pentru că sunt vremuri care ne cheamă la transformarea asta, spun de vreo 2 ani de zile, dar în fine. Depinde cine mă ascultă, probabil cei fideli. Dacă e altcineva, încercați să vă lăsați inspirați. Nu dominați, pentru că acest personaj, ca și regina de aer, varianta sa negativă, vă poate domina. Nu, nu vă lăsați dominați, pentru că văd o energie destul de temătoare, dar nu vă lăsați dominați. Nu. Preluați ce trebuie preluați și nu varianta lor negativă, ci varianta lor pozitivă. Încercați să anticipați, apropo de anticipare, varianta lor pozitivă. Să vedeți dacă într-adevăr e cineva care vă domină. Cine vă domine, clar că are niște puteri mentale, fizice, a trecut prin niște transformări, a trecut prin într-un întuneric, da? Are puterea de a renaște. Însă are născut într-o variantă negativă. Voi nu faceți aceeași greșeală și renașteți într-o variantă pozitivă. Ah, ia uite, aici s-a oprit la regele de aer. Interesant, da? Găsiți-vă adevărul, înțelepciunea. Numărul 1, o carte despre numărul 1 în această perioadă, că am vorbit foarte mult. Da, da, uite, am zis, da, aici, interesant. Cine aici se teme pentru o situație emoțională complicată, pentru că așa a fost învățat să gândească, să anticipeze? Că dacă nu urmează niște tradiții, intră în niște situații emoționale neplăcute. A picat. Ia să vedem dacă pot să o iau. Însă, am zis, felul în care gândești și simți, manifesti în viață. Din acest motiv nu poate să iasă și să evolueze. Dacă vreți să manifestați această variantă superioară a lupului, aveți în spate și o balenă. Trebuie să creșteți și emoțional. Ce comparație între pisica de mare și balena? Balena este o forță, este regele de apă. Regele de apă. Trebuie să vă controlați emoțiile prin toate situațiile prin care treceți. Dacă vreți să fiți un alfa sau o alfa cu regina de aer. Aveți apă, pământ, da, ce frumos, și aer, ca și elemente mental, emoțional și, cum am zis mai devreme, manifestați această forță. Dacă vreți să mă ascultați. Și repet, chiar dacă nu sunteți voi și dacă sunteți voi aici și aveți de a face cu aceste energii negative sau pozitive, încercați în această etalare să luați ce e frumos și ce e bun și să aplicați. Ia să vedem. Numărul 1. O carte pentru numărul 1. Ia să vedem că vine. O carte pentru numărul 1 în această perioadă. Am zis că unde sunteți voi în această perioadă și ce ar trebui să faceți. 4 de spade. Iar 4, că ați avut și 4 de pământ la iepuraș. 4 de spade. Iar spade, iar aer. Trebuie. Trebuie.
Să vă vindecați mental. E o carte a vindecării, repet, a meditației, repet, pentru că am mai spus-o și mai devreme într-o altă formă și în alte etalări. A meditației, stați, conectați-vă la spiritualitatea voastră ca să nu rămâneți în acest trei de spade, da? În aceste dezamăgiri, programe mentale, supărări, tristeți, toate sunt tot acolo, da? Încerc să dau sinonime, da? Și în această pauză și conectare la spiritualitate, trebuie să vă regăsiți asul. Regina de aer, de obicei, are, și am văzut și regele de aer, are o spadă care are două tăișuri. Trebuie să manifestați dreptate față de unii și nedreptate, dar nu nedreptate. Că asta înseamnă echilibru. Dreptatea e dreptate. Dar în momentul în care e făcută, pentru cineva va fi de bine și pentru cineva va fi de rău. Cineva va suferi, cine nu a respectat dreptatea, cum am zis mai devreme când am vorbit despre Regina de Aer. Cine nu a respectat niște legi, un fel de a se purta omenesc, de bun simț, elegant, în momentul în care se face dreptate, va trebui să sufere. Asta e. Face parte din lecția lor. Și totuși, când se va manifesta dreptatea, ce-o fi acolo? Sper că am... N-ar trebui, da? Când se va manifesta dreptatea, altcineva nu mai suferă. În primul rând, nu mai suferiți voi. Am zis că poate să fie o situație de boală, dar în primul rând de o boală mentală. În ce sens boală? Poate chiar să fie o problemă, un stres, care trebuie o dezamăgire, care trebuie înțeles, ca și lecție spirituală. Să fiți un pic mai defensivi, să vă apărați, învățați să vă apărați, că asta face șapte de bâte în fața acestor forțe, dacă acele personaje, acele energii sunt negative despre care am vorbit și repet, învățați să vă apărați. Regăsiți-vă independența, am zis că acum vorbesc despre voi. Dacă iar este preîmpărăteasă. Dacă această energie nu vă reprezintă pe voi, vine tocmai ca să vă aduceți aminte, să vă regăsiți independența, să vă concentrați pe creșterea voastră profesională, spirituală, materială și am zis nouă de monede este preîmpărăteasă. Este o energie superbă. Feminină, masculină, nu contează energie feminină, într-adevăr, chiar dacă sunteți bărbați. Ideea este că dacă nu sunteți voi aici, voi trebuie să vă vindecați, clar că cineva vă inspiră. Clar cineva vă inspiră. Poate să fie varianta bună a acestei regine de aer, a acestui lup care e conectat și la emoțiile sale, care comunică la distanță și lupul. Oh, ați văzut cum face Hansa, cum urlă, da? Cu haita, cu vecinii, cu sirenele ambulanței, da? Și balena comunică la distanță, își folosesc intuiția. Aici am vorbit la Regina de Aer de o anticipare mentală, ceilalți au intuiție într-adevăr. Deci aici trebuie să ajungeți voi. Da, vă puteți vindeca de o fecioară dacă vrei să vă povestesc așa ceva, sau fecioară se vindecă de un semn de aer. Iar mi se pare explicația prea simplistă. Ce frumos! Iar au mai venit încă... Le iau, nu le-am cerut, au venit, probabil ca un plus înainte de final. Deja am vorbit foarte mult, deși mai scosesem și alte seturi de cărți. E o situație misterioasă cu această mare preoteasă pe care o ador. Și dacă până acum am vorbit de anticipare mentală, iar aveți un profesor spiritual într-un mod foarte delicat și misterios, vă influențează cineva, clar. Pentru că am zis că vreau să vorbesc despre voi. Doar despre voi. Dacă acest 8 de cupe, da, apare soarele, steaua, 8 de cupe și marea preoteasă. Pentru că v-a apărut totuși vouă iepurașul, da,
Nu va apărut lupa, a apărut la capătul setului de cărți. Iepurașul, pisica de mare, patru de spade. Simt că acest opt de cupe vă poate reprezenta pe voi într-o privință, nu în totalitate. Într-o privință, probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur, dar așa se zice probabil, în sensul că se poate proba dacă vreți să lăsați în urmă sau nu vreți. E alegerea voastră. Aceste cupe goale, să vă transformați, să mergeți către nouă, către mulțumirea voastră sufletească, da? Aveți pe cineva care vă inspiră și practic, nu doar emoțional, către acest nou, transformare spirituală. Și vorbesc de transformare că este 8. N-ai cum să ajungi la 9 decât prin 8. Da? Și am vorbit de foc. Am vorbit de foc, de Phoenix, de casa 8-a a Scorpionului, mai devreme, într-o formă sau alta. Dacă reușiți să faceți acest lucru, repet, lăsați-vă ghidați de Marea Preoteasă sau eventual de astre, sau eventual de tarot, pe aici, pe acolo, cu grijă, cu echilibru. Vă spun eu care am un canal, da? Cu echilibru. Nu deveniți obsedați nici de tarot, nici de astrologie, nici de reiki, nici de nimic. Trebuie să rămâneți ancorați în 3D. Da? Toate în echilibru. Marea Preoteasă este adesea și un profesor spiritual și îl pot asemui cu Marea Preoteasă cu 9 de monede, oricând. Eventual, dacă nu aveți acest personaj, deși cred că e în viața fiecăruia există un personaj care ne inspiră, chiar dacă nu e în viață, poate să fie un scriitor, un filozof, da? Cineva. O energie, un maestru spiritual care a trecut în celelalte dimensiuni și totuși ne inspiră. Eu nu mi-aleg ca maestri și ghi spirituale oameni care încă sunt aici pe pământ, e alegerea voastră. Maestrii mei sunt deja trecuți în alte dimensiuni, asta e alegerea mea și sunt doar câțiva în număr pe degetele de la o mână. În fine, dar lăsați-vă inspirați de intuiție și faceți această transformare, am vorbit de emoțion, da? Transformare emoțională, seamănă foarte mult, lăsați emoțiile negative și regăsiți-vă verticalitatea, curățați-vă chakrele, regăsiți-vă, da, chakrele. Și în momentul în care veți face acest lucru, da, vă veți vindeca de rând mai vechi și vă veți atrage energia, ia uite, masculină divină. Energia masculină divină, soarele, trezirea apare și soarele și stea apare, trezirea, mergeți către vindecarea voastră și către creșterea voastră spirituală. Mergeți către destinul vostru într-un fel sau altul, eventual, iar cineva care clar vă inspiră, toate aceste cărți, am zis, reprezintă așa simt pentru unii, un personaj care pentru unii poate să fie un personaj public și dacă nu-i public, fost cândva sau rămâne opera respectivă publică, da? E un personaj de destin. Și în momentul în care faceți toate aceste lucruri, vă apropiați de Marele Preot, ce frumos, Marea Preoteasă și Marele Preot, și patru de pâte. Legătură spirituală, Marea Preoteasă și Marele Preot. O legătură spirituală care există într-un fel sau altul, într-un alt plan și care se poate manifesta după ce faceți ce am zis mai devreme în plan 3D se poate manifesta printr-o prietenie măcar. Da, știu, e casa căsătoriei, puteți să fiți, să vă căsătoriți, puteți să vă regăsiți echilibru lângă perechea voastră, lângă perechea voastră de destin, iau ce frumos destin, soare, trezire spirituală. Da. Dar trebuie să faceți voi niște transformări. Deocamdată cam atât. Aș vrea să... Cât am vorbit? Ia să vedem. Wow, 28 de minute. Ia să renunț la cartea asta, că deja aș vrea totuși. Un mesaj de la Angel pentru numărul 1. Ia, ce frumos. Uite-te la puterea ta interioară. Am zis bine, da? Inner strength. Ce frumos. Ce am vorbit mai devreme? Uită-te la puterea ta. Chiar dacă oamenii te-au învățat să fii playboy, iepuraș, temător, să stai în 3D, da, 4 de pământ, emoții negative, că grijile atrag emoții negative, ce mai era, 4 de spade, boli, stres mental și așa mai departe, care trebuie vindecat și echilibrat, gândiți-vă sau ce. Uite-te la puterea ta interioară. Ai rezistat până acum tocmai ca să întâlnești niște energie, să întâlnești niște persoane ca să te transformi.
Dragule ascultător și dragă ascultătoare, ca să vă transformați. Și dacă voi sunteți aici într-un cerc închis, proiectați-vă în afară, cum am zis, de la început, anticipați. Și rațional, și emoțional, și spiritual, anticipați, încercați să vedeți în viitor unde vreți să ajungeți, unde, cum vreți să fiți, că doar nu vreți să fiți așa, da? Și dacă aceasta este doar o situație în viața voastră, chiar dacă e doar o situație, chiar dacă e doar o situație, regăsiți-vă puterea, regăsiți-vă energiile acelea despre care am vorbit, care pot să fie și ale voastre. Poate că sunt în anumite domenii și în alte domenii nu sunt. Ok. Cam atât. Numărul 1. Cam atât numărul 1. Ia să vedem. Asta să-l pun la loc. Am pus cărțile. Nu o să pun pauză. O să pun, ok. O să amestec cărțile. Voi faceți ce vreți, amestec cărțile și o să trec la următoarea etalare în curând, în care vom vorbi despre 10 de foc. Care ați ales voi 10 de foc? Rămâne de văzut. Posibil că etalările să nu fie toate egale, ca și distanță, ca și timp, distanță, nu, ca timp. Distanță de la minutul cu tare la minutul cu tare, ca timp. Pentru că la unii vor veni mai multe cărți, la alții mai puține. Rămâne de văzut ce cărți vin acum la numărul 2. Numărul 2. Numărul 2 care? Și-a ales un 10 de foc. Un 10 de foc care, în general, pentru mine, varianta tarot, este o energie deja consumată, sunteți, vi s-a ars bateriile, v-ați implicat, dar a fost, cum să zic, v-ați implicat pentru că voi ați vrut să vă asumați acele activități, pasiuni, hobby-uri, situații, poate să fie și acasă și la locul de muncă, de obicei un personaj care ține în cârcă niște bâte și nu mai vede în spate, în față, nici măcar în față, pentru că stă și le ține. Aici arată altfel. Ia foc această energie. Arde pe toate direcțiile. Și nu-i bine. Nu-i bine. Varianta bună este să ardeți într-o nouă direcție, să vă transformați, că asta înseamnă ardere și Phoenix, să vă transformați într-o nouă direcție. Rămâne de văzut dacă așa va fi. Cu toate aceste chakre colorate trebuie să vă reactivați, apropo de consum energetic, să vă reîncărcați toate chakrele și să vă conectați la divinitate. Mai ales dacă v-ați consumat în responsabilități, în pasiuni, în diferite chestii și nu... Da, v-ați dereglat chakrele unii dintre voi. Poate chiar ați fost deconectați de la divinitate... Rămâne de văzut, poate unii nu v-ați mai rugat și sunt, din păcate, deși pe acest canal întâlnesc mulți oameni care se roagă, în viața de zi cu zi descoper că încă mai sunt oameni care nici măcar în aceste momente, prin situațiile prin care trecem toți, n-au învățat că trebuie să ne rugăm. Rupeți. E un ciocan care se rupe, vedeți? Este rupt. Un ciocan cu care v-ați bătut pe voi înșivă. E o situație în care v-ați implicat mai mult decât era cazul. E ruptă situația sau dacă nu, urmează să o rupeți voi ciocan. Munca aceasta în care v-ați implicat, cum am zis mai devreme. Și regăsiți-vă, dragii mei, altă variantă a voastră superioară. Vindecați-vă trupul, pentru că unii s-ar putea să aveți probleme și cu sănătatea. Da, acum o să vorbesc mai puțin această carte, nu se compară ca cu primul număr, evident, însă. O, dragii de voi, am zis că unii dintre voi, într-un fel sau altul, situația prin care ați trecut, v-a îndepărtat de o zonă a spiritualității. Aripile astea sunt de foc și eu le văd arse. Eu le văd arse, cum am zis, și simbolul arată un om care s-a consumat, o situație, evident. Pentru mine 10 de foc înseamnă și un contract. Contract poate să însemne și o căsnicie.
în care v-ați consumat, o relație de lungă durată, un job, situația acasă cu familia, cu mama, cu tata, cu copiii, cu X. A, bine, dacă e familia voastră. Dacă nu sunt copii, poate să fie mama, tata. Știți? Să vă consumați. Și să vă ardeți aripile. Regăsiți-vă verticalitatea, regăsiți-vă, lucrați un pic la aura voastră. Reconstruiți-vă aura. Reconstruiți-vă aura, dragii mei. Adică, renunțați, rupeți acest ciocan, această muncă care ați făcut-o în ultima vreme cam degeaba. Renunțați și începeți reconstrucția voastră cu pasiune, cu aceeași pasiune cu care v-ați implicat în locurile care, în lucrurile și oamenii care v-au îndepărtat de voi înșivă. O carte pentru numărul 2. Ups. Numărul 2. Ia să vedem. Wow, regina de regele de apă. Regele de apă, energie, și octopus. Octopus îmi place la maximum, dar în spate un șoricel. Am zis, vă faceți griji pentru ziua de mâine, când puteți să renașteți. O înseamnă, ce înseamnă? Concepție? Concepție, am zis corect? Da, am zis corect. Înseamnă naștere, renașteți. Și trebuie să vă conectați, în primul și în primul rând, la chakra a câta a patra a inimii unii dintre voi. E o situație emoțională foarte profundă. Unii dintre voi, s-a și ars cartea asta la un moment dat, unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj puternic sau sunteți voi puternici din punct de vedere emoțional. Tocmai din cauza asta v-ați consumat. Dar puterea se păstrează. Regele de apă este o forță emoțională. Chiar dacă sunteți o forță emoțională, se poate foarte bine să vă consumați fizic în direcții, în responsabilități care nu vă cresc, cum zic eu. La capătul setului de cărți aveți acest octopus, o situație emoțională. E 8 pentru mine, casa 8 a scorpionului, o situație emoțională încălcită. Evident că poate să fie și o relație încălcită sau poate să fie o nouă relație care vă dă dureri de cap și vă consumați între două situații. Între căsnicia aceasta sau job sau ce o mai fi responsabilități și această nouă situație emoțională. Simt că există multă dragoste, dar neexprimată pentru unii. Care e cuvântul? O intuiți, o transmiteți pe cale telepatică, emoțională, într-un fel sau altul, către acest personaj și acest personaj comunică cu voi, dacă este personaj. Însă, situația e complicată, de-aia vă ardeți bateriile, pentru că nu ați ales corect, pentru că vă faceți griji și pentru că nu manifestați acest potențial, nu vă deschideți sufletul în fața cuiva, eventual, așa simt să vă citesc. Că sunteți voi, că e altcineva acest octopus, e o energie creativă care vă acaparează pe multe căi. Poate să vă acapareze și negativ, poate să fie situația în care, pentru că e etalare colectivă, poate să fie situațiile în care v-ați implicat, deși voi ar trebui să vă concentrați pe creșterea voastră, pe stabilitatea voastră emoțională, că aveți potențial. Hai să mai vedem. Însă eu simt că cineva vă atrage. Și pentru unii, cineva vă atrage și mai aveți și alte responsabilități. Așa simt. Că acest 10 de foc este separat de situația asta. Din acest motiv, vă faceți griji cum să începeți ceva nou, cum să vă deschideți sufletul în fața cuiva. Rămâne să vedem. Hai să vedem, să clarificăm. Balena.
Spre multe. Iar situația emoțională care trebuie lucrat creativ. Privighetoarea. Privighetoarea și este semn de aer la privighetoare. La capătul setului de cărți. Iar o energie care se consumă. Imediat vă zic. Imediat. Pentru unii este posibil, pentru că sunteți mulți, posibil să fie o relație între un semn de apă, semn de aer. Posibil. Și să fie nevoia să comunicați. Am zis mai devreme, să comunicați, să vă deschideți sufletul, să spune, să vă exprimați. Să comunicați. Să vă... Iar comunicare în întuneric, iar comunicare noapte, așa văd în acest moment și aici e întuneric. Și totul se transmit vibrații pozitive. Amândoi transmit vibrații pozitive. Amândoi au intenții pozitive unul față de celălalt. Și totuși apare această situație, care nu cred că are de-a face cu ei. Este în dreapta, sau mai bine zis, în stânga unuia dintre voi. Niște responsabilități. Cineva ar vrea, unul dintre voi ar vrea să construiți. Unul dintre voi ar vrea să construiți o relație. Simțiți că v-ați mai întâlnit cândva, că puteți să construiți emoțional și mental ceva frumos, însă aveți în spate o energie care vă impune și vă domină. Vă impune să faceți anumite lucruri. O energie care vă domină. Și totuși apare iar comunicare. Iar comunicare în tuneric, pozitivă, apare scânteia în noapte, ideea. Acum, când am zis că vorbesc despre voi, am simțit nevoia să vorbesc despre voi în relație cu cineva, însă dacă ar fi să mă concentrez doar pe voi, voi aveți, așa a apărut la voi, aveți mult potențial de a iubi, asta înseamnă regele de apă, de a iubi pe cineva, că poate să fie și o iubire colectivă, să iubiți un colectiv, să iubiți un job, să iubiți familia, să iubiți, da, încercați să vă adaptați mesajul. Însă, regele de balena, știți foarte bine că nu comunică chiar atât de... Noi restul. Nu înțelegem comunicarea. Și aici era ideea, ce ar trebui să faceți în această perioadă, să încercați să comunicați. E un semn de aer. Să găsiți cuvintele potrivite, că vorbim de Mercur retrograd. Cu acest Mercur poate ar fi bine să vă scrieți și apoi să transmiteți ceea ce trebuie să transmiteți. Dragostea pe care o simțiți sau mesajele pe care le primiți din această lume emoțională pe care o guvernați într-un fel sau altul. Sau să transmiteți în întuneric eventual și personajele despre care am vorbit și celor care vă sunt în preajmă și celor care vor să vă asculte, în întuneric să transmiteți această lumină. Trebuie să transmiteți această lumină unor oameni. Că este o persoană, că sunt mai mulți, iar trebuie să transmiteți ne această experiență emoțională. Repet, pe de o parte v-ați consumat în ceva ce nu vă reprezintă, dar voi aici sunteți în această perioadă. Trebuie să vă ridicați deasupra acestui glob, da? Acestei lumi emoționale. Acum o văd albastră și zic că este lumea aceasta emoțională în care trăiește balena, așa o văd. Trebuie să vă ridicați un pic, din 3, 4, 5, da? Să ieșiți un pic din dimensiunea în care v-ați obișnuit să comunicați, să simțiți și să folosiți și cuvinte potrivite și cuvinte pe înțelesul oamenilor și, evident, cuvinte frumoase. Unii dintre voi, pentru că este 11, valetul de aer, dar aici e altfel, trebuie să comunicați clar, clar. Și să faceți lumină. În momentul în care veți comunica, se va face lumină. De ce am simțit, nu știu de ce am simțit, poate îmi spuneți voi, am simțit că trebuie să comunicați despre suferința voastră, unii dintre voi. Pentru că unii simt că unii ați îndurat foarte mult în dragoste. Ați îndurat foarte mult în dragoste. Ați încercat să construiți, să lucrați în familie, să trageți, ca să face dânsul.
Cineva v-a dominat în spate și apare o energie care vă inspiră. Aici este scânteia care apare noapte. O vedeți la capătul tunelului și zice, opa, nu e chiar întuneric, da? Nu ard cu totul. Dacă încep să lucrez, da? Nu ard cu totul. E scânteia care e aici, aici, undeva sus, deasupra voastră, undeva în depărtare, aici, licuriciu. Cineva vă trimite informații pe cale intuitivă. Da? Pe cale intuitivă și voi, pentru că sunteți intuitiv, primiți informațiile. Ia uite, parcă e aceeași culoare, da? Parcă e aceeași culoare. Aici e galben și aici e un galben. Cineva vă trimite. Și chiar, interesant, chiar dacă voi sunteți într-un mediu apos, emoțional, în lumea voastră emoțională, știți că lumina trece până mult prin apă, prin ocean. Dacă vă ridicați un pic deasupra, veți primi informațiile de care aveți nevoie. Da? Adică dacă nu vă lăsați implicați în responsabilitățile astea care vă consumă. Interesant mesajul, da? Cineva care vă poate transforma viața, da? Broscuța care vine cu niște informații miraculoase sau despre abundența voastră pe care o puteți manifesta. Iar aveți șarpele, aveți transformarea, aveți oul cosmic, da? Oul cosmic care înseamnă conexiunea, a șaptea ceacră, conexiunea cu spiritualitatea. Pentru unii posibil să fie flacăra voastră geamănă sau chiar dacă nu e vorba de flacără, că am zis de o relație, de un potențial, da, să primiți informații de la divinitate în această perioadă, ce frumos ar fi, și să ieșiți dintr-o zonă destul de negativă și transmiteți experiențele voastre, transmiteți ceea ce simțiți, nu doar pe această cale, că s-ar putea să nu fiți înțeleși, ci și pe altă cale, mai pe placul, de fapt privighetarea ce face, cântă. Ah, probabil cântați, interesant. Dacă aveți această abilitate, scrieți niște versuri, cântați. Sau transmiteți, dacă nu aveți această abilitate, transmiteți niște melodii cuiva sau chiar într-un, poate aveți un glob, niște melodii care vă reprezintă, care vorbesc despre suferința și trăirile voastre. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Sunteți fericiți, cineva vă face fericiți. Și totuși tăceți despre această dragoste. Unii aveți o dragoste pentru cineva și nu o exprimați. Hai să vedem ce mai simt. Ce mai primim. O carte, două, câte vrei, pentru numărul 2. O carte pentru numărul 2. Asta? Am zis că vă faceți griji și am zis că trebuie să exprimați semn de aie, să exprimați grijile pe care le aveți. Ia uite. Mai. Totuși, ce am zis într-un fel sau altul apare acum în cărțile de tarot. Trebuie să renașteți. Am zis că v-ați consumat energetic. Ați fost și nu doar și mental. În preajma cuiva și repet, dacă nu e job, poate să fie acasă, părinți, frați, rude, soț, soție, copii și copiii pot să fie așa. Sau, pur și simplu, sau pur și simplu poate să fie și o situație materială prin care treceți, care vă consumă, colectivă, să nu uităm, e un soare negru, Black Sun, un soare negru acolo. Hai să clarificăm. 9. Dacă mai acceptați încă un gând că trebuie să duceți aceste responsabilități, că trebuie să lucrați pentru cerb, vorba bine, am zis, cerbul poate să însemne foarte multe, dacă vă lăsați, poate, a, da, interesant, poate să fie chiar ego-ul vostru, care ego se poate manifesta în multe, asta pentru că sunt niște coarne, da? Și nu zic, muse, că sunteți, poate că aveți pe cineva încornorat, nu zic asta. Că aveți vreo zodie cu coarne prin preajmă sau sunteți voi. Nici asta nu contează pentru mine, ci altceva contează. Ego-ul se poate manifesta în multe feluri. Responsabilitățile de multe ori, știu că și eu am trecut și încă mai am tendința să manifest această tendință. De a face lucrurile ca să am eu ambiția să le fac. Am și eu și până mă calmez. Stai, hopa, ce face la? Ce faci?
Oricum, nu, de mult nu mai demonstrez nimănui nimic. Dar ego-ul meu acolo, poate e o demonstrație pentru mine, poate eu știu pentru cine, undeva, ego-ul meu, ăla vechi, se mai manifestă din când în când. Ca la toată lumea. Ca la toată lumea, da? Din ego, să zicem, nu că eu duc, eu pot, eu reușesc, eu... Nu. Dacă mai întârziați mult, ajungeți la pat, poate unii chiar sunteți. Trebuie să renașteți, iau, să mergeți faetonul, vă luați experiențele, comunicați și mergeți către destinul vostru. Ce frumos, găsiți-vă lumina, am zis de lumină întuneric, am vorbit de privighetoare, comunică, da, face lumină întuneric, am vorbit de licurici, iau-te-l, iau-te aici, eremitul. E o lecție spirituală prin care treceți și trebuie să scăpați mai repede de niște energii. Nu de alta, dar avem nevoie de energie bună, că vine un an și mai greu, dragii mei, și mai greu. Și nu vorbesc doar de pandemie, vorbesc de crize, vorbesc și în primul rând de criza asta personală și spirituală pe care toți o trăim. Mai dă-mi o carte pentru nouă de spade. Ia uite. Marea preoteasă. E o situație în secret, pentru că am văzut și balena, posibil să simțiți pentru cineva în secret. Să simțiți pentru cineva în secret. Am vorbit de coarne, iată-le că au reapărut. E o obsesie. Dragii mei, și aici este cineva. Aveți o obsesie față de cineva. Și vă faceți griji la maxim. Aveți și dragoste. Manifestați dragostea profundă, regele de bâte, pe care o simțiți. Comunicați-o. Nu încercați să vă rețineți din cauza egoului, poate să fie și asta. Învățați lecția spirituală, trebuie să renunțăm și la mândria aia, dar trebuie să spunem. Și aveți grijă cu ceea ce simțiți, controlați-vă, analizați-vă. De fapt, focul ăsta, ce este egoul, dorința de a avea, de a poseda pe cineva, în condiții în care voi știți foarte bine că puteți să iubiți într-o altă formă, regele de apă. Evident că regele de apă poate să fie marea preoteasă în energia voastră. Semn de apă, pești, drac, scorpion, da? Și acest personaj misterios să vă pună într-un fel sau altul pe jar. Să știți că între voi doi să fie ceva profund. Și chiar dacă nu-i vorbe de poveste de dragoste, iar acest personaj vă poate inspira să vă regăsiți dragostea față de voi. Regele de cup înseamnă dragoste adevărată, regele de aer, apă, da? Și evident că această dragoste se poate manifesta, normal este, față de voi. Ia uite cum are apărut. La capătul setului de cărți. Diavolul, egoul, că asta este diavolul, egoul. Am vorbit de coarne, au apărut coarne, cineva fuge. Și în momentul în care fuge din cauza, ia uite, fuge din lac în puț, creează durere și sieși, da? Și vouă vă creați dacă fugiți. Și lor le creați. Da, fugiți pentru că ați mai fost dezamăgiți, dar asta e, nu mai fugiți. Cineva fuge. Ar fugi eventual, dar aici este motivația acestei situații. Mai clarificăm o carte. Mai dăm o carte. Nouă de spade. Ia uite. Cinci de monede. Deci nouă de spade a fost clarificat de cinci de monede. Iar semn de pământ posibil. Iar, pe de o parte, unii sunteți într-o relație care scârție, în care nu simțiți căldură deloc și vă consumați. Și aici este transformarea, să mergeți către spiritualitate sau către o relație, că aici apare și Marea Preoteasă, cineva care vă inspiră către spiritualitate. Sau să mergeți, am zis mai devreme, puteți să dați înapoi, am zis de la prima carte, că trebuie să vă regăsiți chakrele, să vă reconectați la esența voastră divină. Ia uite unde s-a oprit, la opt de cupe, lăsați în urmă cupele goale. Lăsați-le și mergeți către noi, ia uite, către marele preot. Da, să fiți persoane stabile, persoane autoritare, autoritare în sensul frumos al cuvântului. Autorizate, perechea voastră divină, spirituală, nu doar divină, da?
Marele Preot și Marea Preoteasă, iar o pereche superbă. Deci în momentul în care lăsați în urmă această energie negativă, să mai zic și altfel, puteți să vă conectați la alte personaje mult mai profunde cu care veți experimenta, posibil semn de pământ, așa, cu care veți experimenta alte lucruri. Însă, lăsați în urmă cupele goale, grijile, problemele financiare care vin și trec, toți le avem, da? Și regăsiți-vă, cinci e un moment de schimbare, regăsiți-vă intuiția, regăsiți-vă, dragii mei, spiritualitatea, verticalitatea. Am zis când, da? Când am vorbit despre chakre aici, verticalitatea, spiritualitatea. Regăsiți-vă, chiar dacă asta înseamnă primii pași, să treceți printr-o zonă mai dogmatică, religioasă, măcar regăsiți-vă tradițiile în care, cultura în care ați fost crescuți unii dintre voi. Trebuie să vă vindecați și voi. 4 de spade, să aveți răbdare, 7, da, să aveți răbdare cu transformarea voastră, 7 de monede, să aveți răbdare cu renașterea voastră. Da. Lăsați în urmă cupele goale, nopțile pierdute, stresul acesta din cauza problemelor financiare, faptul că cineva nu vorbește cu voi. Ia să clarificăm totuși, ia și Marea Preoteasă. Și mergeți către nouă dragoste de sine, nouă de cupe, regele de cupe, da? Regele de apă, dragoste față de voi. Și comunicați, dragii mei. Comunicați câte griji v-ați făcut, ce probleme, ce simțiți în ce ați simțit în cuplurile anterioare sau în relații, poate să fie și de job, da? De ce sunteți așa? De ce nu vă deschideți? Așa simt că nu prea vă deschide sufletul unii dintre voi. Ia să vedem, Marea Preoteasă. Dar nu degeaba a apărut această Mare Preoteasă. Este intuiția voastră, este energia voastră spirituală la care trebuie să vă reconectați, cum am spus, de chiar de la începutul etalării. Clarificăm Marea Preoteasă. Mi s-a părut că... Nu mi s-a părut. Da, okay. Ia uite, iar vă diavolul. Iar vă diavolul, sunteți îndrăgostiți și situația asta e încălcită, vă ține pe loc, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți în dragoste. Iar a apărut o carte care vorbește despre dragoste. Să facă justiție. Oh, da, unii dintre voi iar a apărut. Ia uite, interesant. 10 de foc. 10 de foc, da? Sunteți într-o situație în care vă consumați. Faceți justiție. Separați-vă de acest personaj sau situație care vă consumă. Lăsați ego-ul, dacă manifestați ego-ul. Manifestați dreptate și, în primul rând, dreptate față de voi. Hai! Și nu doar dreptate, echilibru. Cât munciți, cât vă acordați timp pentru voi și pentru creșterea voastră spirituală, Marea Preoteasă. Steaua. Puh, ce frumos! Și magicianul. Deci a fost clarificat. Acesta, eu n-am cum să citesc și n-am cum să nu zic altfel. Foarte posibil să fie un personaj care comunică în public despre astrologie, tarot, chestii spirituale, da? Și, dacă nu, poate să fie un personaj în secret. Evident că s-a întrerupt, e Mercur retrograd, se mai întrerupe și când nu e retrograd, dar va trebui să lipești și o să apară, evident, dunga cu filmora, nu vă mai supărați, că n-am altă variantă deocamdată. Am zis că, chiar dacă nu e un personaj care vorbește în public, probabil că și etalarea asta, într-un fel sau altul, vă atrage atenția. Că trebuie să vă echilibrați emoțional, să vă vindecați, să vă conectați la stelele voastre, varianta pozitivă, la intuiție, că am vorbit de intuiție și la regele de cupe, dar care trebuie să și comunice, da? Trebuie să și comunicați. Trebuie să și comunicați. Interesant că s-a oprit setul de cărți la magician și magicianul comunică și iar avem Mercur retrograd. E Mercur, da? Ridicați-vă deasupra lumii. Am zis mai devreme, ridicați-vă deasupra lumii și comunicați prin ceas. Ia uite, rupeți-vă. Turnul, rupeți-vă de energiile care vă consumă, pentru că oricum societatea asta se distruge și se reconstruiește. Și atunci aveți nevoie de energie pentru voi, pentru această reconstrucție colectivă, dragii mei. Ca să manifestați varianta voastră superioară, da? Ca să nu vă lăsați manipulați de sistem,
de sistem, de oameni care sunt încă dependenți de acel sistem, de ego, de egoul vechi, de frici, de obsesii, de multe, multe, da? Manifestați o nouă lume, o nouă lume. Posibil unii dintre voi sunteți să fiți la distanță peste hotare de cineva. La distanță de cineva și această distanță să vă consume foarte mult. Dar comunicați că aveți privighetoare, găsiți forme de comunicare și iar prin muzică. Simt. Poate că unul, da, cel care face muzică este super popular și personajul acesta, chiar dacă e popular, e mai pe o altă direcție, mai subtilă, mai restrânsă, pentru că Marea Preoteasă este, într-adevăr, comunică, este profesor spiritual, comunică în public, dar în colectiv restrâns, evident. Dar, repet, a fost o separare, dar această separare trebuie reconstruită după alte principii, apare asul de bâte, puteți să, da, lăsați acele bâte, cum a zis, acele responsabilități, tot foc și concentrați-vă, luptați pentru o nouă variantă a voastră, asul de bâte, poate să fie acest magician, da, care să hotărăște să manifeste ceva nou, ceva special. Și ceva special să dărâme lumea veche în care a trăit sistemul. Dragii mei, iar s-a întrerupt, dar asta e, face mai departe, chiar dacă va fi lipit și va apare firmora. Mesajul pe care l-ați primit, cei care ați ales numărul 2, este: lucrurile mai profunde, the heart of the matter, în inima materiei, lucrurile mai profunde decât par a fi. Aveți ce număr, iar să 22. Să nu greșesc, trebuie să-mi pun ochelarii. 22 teoretic ar trebui să fie un teoretic. Nu, chiar este. Da, chiar este 22. Este un număr maestru. Am vorbit, vreau să vorbesc doar despre relația cu voi și am vorbit despre o altă relație. Două relații, pentru că 2 înseamnă relație. 22 în acest moment îl văd ca și număr maestru, da, profesor. Spiritual, vibrație, adică, îmi spune că trebuie să vă concentrez pe relația cu voi ca să oglindiți o relație în armonie cu celălalt. Dacă voi nu sunteți în armonie cu voi înși, vă n-aveți cum să aveți armonie cu cei din jur. Evident, sunt și unii care fac contra, da? Care au pretenții, care manifestă ego, în cazul care nu este ego-ul vostru, da? Sau care vă obligă la diferite situații, dar, dragii mei, până la urmă nimeni nu ne obligă nimic, sunt alegerile noastre și aici este ideea. Implicați-vă cu atâta foc și pasiune în transformarea voastră și în relația cu voi, cu divinitatea, ca apoi să aveți relații armonioase, dar nu uitați că întotdeauna vor fi și teste. 2 și cu 2 înseamnă 4, găsiți-vă echilibrul în conexiunea cu îngerii, cu spiritualitate, cum am zis, că n-am cum. Relaxați-vă un pic, ca să primiți inspirație. Am zis că primiți inspirație de undeva, pe o cale. Primiți inspirație, am zis și mai devreme. Da, la licurici, primiți inspirație în somn, mai ales cu această balenă rece de apă, care este foarte intuitiv, coborâți un pic în unde alfa ca să vă regăsiți și pacea și mesajele pe care trebuie să le primiți. La capătul setului de cărți văd într-adevăr o romanță și nu întâmplător am vorbit la voi și despre o altă relație. E o romanță pentru care vă consumați, dar repet, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că sunt foarte profunde, nu din perspectiva ego-ului, de ce doriți pe cineva, de ce sunteți atrași de cineva, pentru că acolo este o lecție pe care trebuie să o înțelegeți. Altfel vă consumați, repet, și nu rezolvați nimic. Cam atât pentru cei cu numărul 2. Mă doresc la revedere. Acum mă pregătesc pentru numărul 3. Numărul 3, care va trebui să suporte un pic, bună, cei care ați ales emotions, emoții.
cei care ați ales emoții. O să trebuiască să timp ce amestec cărțile, pentru că nu mai vreau să fac pauză, deja s-a întrerupt înregistrarea, nu vreau să se decaleze și sunetul, trebuie să amestec cărțile în fața voastră, pentru că folosesc același set de cărți la toate numerele. Și mie îmi place să le amestec bine în timp ce voi vorbi despre voi cu voi. Cei care ați ales emoții deja sunteți în acest moment, experimentați niște lecții mult mai intense ale creșterii voastre personale. Deja e un soi de arcană majoră în aceste de cărți, deși sunt foarte multe arcane majore și ele organizate pe anumite zone. Evident că aici este o zonă emoțională, da? Emoțiile. Emoții. Aveți numărul 19. Poate acesta să vă spună ceva. Însă, unii dintre voi ați fost oprimați de cuvintele cuiva. Vai, dar ce simt! Cuvintele cuiva v-au ținut în întuneric. Ce stai? Pentru cine citesc, nu știu, dar sigur, pentru că am niște fiorde, nu pot să povestesc. Nu pot să exprim. Ați stat aici o sabie, sunt niște cuvinte spuse de cineva care a încercat în mod constant să vă țină în întuneric, în niște emoții negative. Nu știu acum, pentru că variază evident cât de conștient este persoana care sau persoanele care au comunicat într-un mod negativ și v-au transmis emoții negative. Nu știu cât sunt ei de conștienți că gândurile și emoțiile manifestă viața de zi cu zi. Poate chiar unii rămâne de văzut ce s-a mai întâmplat în această perioadă. Probabil că unii dintre voi aveți o legătură pe nodul sud, pe nodul nord al lunii, în sinastria voastră și cu acest personaj. Este un personaj clar pentru cineva. Care în mod constant, chiar dacă în trecut, poate v-a jignit, poate v-a pus la zid, v-a judecat, are tendința să judece, chiar dacă în trecut a făcut așa ceva și voi între timp ați crescut, am zis că sunteți pe o arcană majoră deja, persoana respectivă are în continuare această tendință, nu s-a schimbat cu nimic. Însă voi trebuie să vă ridicați deasupra acestei energie, aceste provocare, trebuie să vă ridicați. Și ridicarea asta, evident, implică mult efort, afirmații, transformări, arderi de tot felul, eliberări de tot felul, tăieri de stringuri, luptă, rugăciune. Și afară de acea persoană sunt câteva gânduri care pot să vină din colectiv, mai ales cu pandemia și cu criza care vine, pot să vină din acest tipar în care ați fost crescuți unii dintre voi, să fie un gând al vostru. Poate vă este teamă de boală, poate aveți niște simptome de una de alta, nu zic musa de gripă, nu. De diferite chestii și amplificați, aveți tendința să amplificați pentru că ați fost învățați, ați fost oprimați. Din punct de vedere mental și emoțional, ați fost oprimați de cineva și chiar dacă faceți efortul și creșteți, din când în când reveniți la aceeași lecție, la acel punct în care un gând vă strivește. Un gând vă strivește și emoțional. Dar trebuie să vă ridicați. Ce superb, superb, superb. Să sperăm că pe 19 sau poate pe 19 ceva s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva pe 19 care vă întristează, reveniți cu răbdare. Către soare, către credință. Există un înger care... Ah, ce frumos mesaj! Există un înger care vine în ajutorul vostru. Doamne, ajută! Rămâne de văzut ce alte mesaje primim, care vine și ridică acest gând. Puh. Și eventual, dacă este energia cuiva, energie vă ridică din această greutate mentală și emoțională provocată de cineva. E ca și când cineva vă ridică crucea un pic, cât să vă ridicați și voi și să vă îndreptați către soare. Vedeți ce superb? Cineva ridică. E un înger, aveți un protector, aveți un protector divin, angelic. Doamne, ce frumos, nici nu mă așteptam la mesajul ăsta, să-mi pun ochelarii să văd ce mai văd.
O, da. Această sabie atârnă o inimă, o monedă și un fluture. De acest stil de gândire depinde transformarea voastră, abundența voastră și manifestarea iubirii pe care o așteptați și probabil nu v-ați putut bucura de acel gen de iubire la care ați visat tot timpul. Tocmai pentru că ați fost tot timpul puși la zid, judecați, menținuți într-o vibrație negativă. Chiar dacă voi nu vreți, chiar dacă voi sunteți frumoși, cineva în preajma voastră a fost așa. V-a furat din abundență tocmai prin acest blocaj. V-a creat un blocaj. Un soi de 8 de spade. Un soi de 8 de cupe, dar la 8 de cupe, ce frumos că omul deja pleacă către nouă, către cupa luminoasă, către lumină, da? Ridicați-vă, treziți dragul. Dragonul este ego, dragii mei. Ego are și variantă pozitivă și variantă negativă. Ego ăsta e bun când se manifestă pentru idealuri înalte. Preferabil să aveți mai multă credință decât să nu aveți credință. Preferabil să aveți mai mult curaj decât să aveți frică. Aici este varianta frumoasă sau mai puțin frumoasă a egoului. Mergeți către lumină, către trezirea voastră, către varianta voastră, că n-am cum să nu zic și asta, varianta voastră cea mai bună. Și încercați să vedeți în întunericul ăsta, ca atunci când sunt nori pe cer și nu vedem că e soarele dincolo de nori. Încercați să nu uitați că dincolo de nori e soare și acolo trebuie voi să vă conectați la acel soare. Soarele, Creatorul Divin, care a pus o fărâmă de divinitate și în noi și soarele interior, da? Pe care voi trebuie să-l străluciți, să-l străluciți, da? Ei, da, eu sună, îmi place cum sună. Să-l radiați în jur. Aici este, cred că, teama cuiva din preajma voastră care simte forța pe care o aveți. Repet, poate nu conștientizează, dar simte. Simte că puteți avea abundență, puteți să transformați acest fluture, puteți să transformați oamenii și prin dragostea voastră, tocmai pentru că ați suferit din dragoste. Simte, vă simte puterea și vă obligă să periodic să reveniți la acest mediu întunecat, corupt, mental și emoțional. Dar, repet, cineva vine. Și eventual învățați să comunicați în echilibru. Nu când sunteți supărați, nici când sunteți super bucuroși, când sunteți în pace. Sabia este la orizontal, da? Sabia este la orizontal. Nu este nici sus, nici jos, la orizontal, în pace. Atunci puteți să manifestați soarele vostru. Ce frumos! Numărul 3. Și clar, clar că acest personaj puteți să fiți foarte bine și voi, da? Dacă la început am simțit că e un înger, e un maestru spiritual, cineva, o energie înaltă care vă ajută, da, vă ajută, vă și inspiră. Clar că aici este varianta voastră de după, da? Când vă ridicați către lumina voastră. Deci aici trebuie să fiți voi, nu aici. Și dacă sunteți aici, repet, e o situație de care vă aduceți aminte, care din când în când, periodic, vă cheamă la. Vă readuce, nu că vă cheamă, vă readuce la aceeași stare de întuneric. Da, într-un fel e bine, doar să nu stați foarte mult, pentru că e bine să nu uităm de unde am plecat. Am cunoscut atâția oameni care au uitat de unde au plecat și e trist. E trist. Aroganța nu e bună. Și tocmai aroganța ne întoarce înapoi în întuneric. Dar nu cred. Eu am zis așa, că nu e bine să uitați suferința prin care ați trecut. Nu vă simt, deocamdată nu vă simt aroganți, vă simt supărați. Dar, repet, aveți acest mesaj că cineva vine, va aduce și transformare, va aduce și dragoste, va aduce și abundență într-o formă sau alta. Doamne ajută! Ha! Au venit trei cărți și nu renunț la ele.
Am zis, la unii vorbesc mai mult, la alții mai puțin. Scoică, aici ați fost voi. Aici ați fost voi închiși în voi. Aveți două semne de apă. Și la mijloc un semn de pământ, dacă asta vă spune ceva. Din punct de vedere al zodiacului, dacă vreți. Dar nu vreau să mă fixez pe asta. Eu zic, aici sunteți voi, scuica, care stă în întuneric și care începe să radieze. Cineva, că știți cum e cu scuica, ce frumoasă poveste, nisipul acela care intră și corupe scuica, îi corupe puritatea, acel mental, acea programare mentală și emoțională în care ați stat în preajma cuiva, impusă de cineva, va ajuta să vă transformați, de fapt. Să treziți acel dragon, acea valoare, am vorbit de abundență de monede, să descoperiți valoarea adevărată în voi. Dar după această lungă perioadă de suferință, de alchimizare, aici sunteți voi scoica înainte. Ce frumos! Potențial puteți să radiați, dar evident că tot în întuneric sunteți, din păcate. Și oamenii simt, a, e o scoică, mai stau un pic și o să iau o perlă. Oamenii vă țin acolo tocmai ca să folosească valoarea voastră. Însă, perla, iar e o transformare și la scoică și la broscuță. Perla asta trebuie să o împărtășiți cu cei, dar nu dați perle la gâște, cu cei care vă apreciază, nu cei care vor să fure, să vă vampirizeze energetic, mental și de valorile, de abundență, să vă fure abundența pe care o meritați. Pentru că, știți, suntem unii care atragem noroc în jur. Și în momentul în care nu stăm sau nu stați în mediul potrivit, ceilalți au parte de abundența pe care a trebuit să aveți voi, de care a trebuit să aveți voi parte. Și vine, nu o să ai un semn de pământ, posibil, dar nu, asta mă interesează. Vine această energie care, ca un trăsnet, da, vă inspiră sau vă dă forță. Am zis că cineva vă ajută, vă ridică un pic. E o trezire. Sper ca și această etalare să fie parte din această trezire sau conștientizare că există o energie. Aici e un profesor spiritual. Știți că este bivolul alb în mitologia amerindiană, da? Este o forță spirituală. Unii dintre voi, pentru că reprezintă și 8 de pământ, care înseamnă 8 de monede în tarot, trebuie să munciți, muncind cu voi în direcții, în noi direcții, în noi direcții, reușiți să treziți acest dragon, varianta superioară, sau ființa voastră divină, varianta voastră superioară, repet. Însă, între aceste emoții, trebuie să vă ancorați și în realitate, în 3D, în pământ. Munciți cu pământul, munciți în natură, munciți în jurul vostru și practic, nu doar emoțional. 8 este o energie care transformă, casa 8-a, a transformării. Și următoarea carte ar fi 9. Frumos! A, ce frumos! Am vrut să mă asigur. Deci aveți 7 de apă, 8 de pământ și 9 de apă. Frumos, e o trecere, e o evoluție. Am zis, vă ridicați și este super. Vă ridicați, ieșiți din această scoică și începe să manifestați abundența. Am zis că cineva va văduvi de abundența, de dragostea, de toate lucrurile frumoase pe care le puteți manifesta, de faptul că puteți să fiți în centru atenției, că puteți să radiați frumusețe, creativitate și ce mai fi. 9 de apă este similar cu 9 de cupe, da? Un moment de fericire, de speranță, de miracole și binecuvântări. O ploaie, da? E o ploaie de binecuvântări. Știți că în multe culturi broscuța aduce noroc. Și la cultura asiatică, da? Și la asiatici. Ce ar mai fi de spus? Broscuța, iar o transformare. Broscuța care doar sărutată, nu orice fel de sărut, dragoste adevărată, doar o dragoste adevărată, în care se depășește acel blocaj mental și emoțional, o așa zisă scârbă, da? Care este doar în capul nostru, în ego-ul nostru, în mentalul acesta corupt,
de una și de alta, momentul în care se manifestă dragostea adevărată, proscusa devine prinț. Poate cineva în preajma voastră, ori în preajma voastră, mai simt un alt mesaj. Unul dintre voi aveți puterea de a transforma oamenii din jurul vostru. Oh, da, ce frumos! Aveți puterea de a le ridica aceste blocaje mentale și emoționale într-o formă sau alta și de a le arăta potențialul. Și tu poți să fii așa, și tu poți să iubești, și tu te poți transforma. Nu toți sunteți așa, dar nu toți suntem, da? La capătul setului de cărți, iar aveți libelula și semn, iar semn de pământ pentru unii, un soi de regină, este păianjenul. Dar trecând peste asta, învățați să comunicați, am zis, în echilibru, creativ, frumos, manifestați creativitate și vă țeseți, am zis bine, da? O nouă lume, o nouă rețea, noi prieteni, noi contacte. Vă țeseți lumea în care vreți să trăiți într-o formă sau alta și lumea asta se poate duce până dincolo de lumea fizică. Până dincolo de lumea, vă puteți crea un alt viitor. Nu? Să mai clarific? N-aș mai clarifica. Iar comunicare, alchimie, miere, da? Albinuța munciți, albinuța muncește și bivelul este semn de pământ. Eu zic, posibil aveți... există cineva în secret care ar simte multă pasiune pentru voi, posibil, și vrea să comunice, să transforme o situație între voi doi. Iar apare fluturul. Fluturele. Iar semn de pământ, un mesaj pentru cineva, calul. Semn de pământ își dorește transformarea, simte multă atracție, își dorește transformarea, deocamdată stă în secret, nu a manifestat această pasiune. La un moment dat, va dori să exprime tot ce simte și va veni probabil într-un mod foarte neașteptat. Foarte neașteptat, e corect? Nu știu, dar nu mai contează. Ce ar mai fi? Albinuța, chiar dacă nu este cineva, am zis că sunteți voi, puteți să-i ajutați pe ceilalți, că albinuța lucrează în colectiv, în această lucrare colectivă, în care cei care au trecut prin multe se pot implica. Vorbim de o situație colectivă planetară, da? În care suntem toți testați, ne este testată credința și ca să nu, oamenii din jurul vostru, să nu stea în această energie întunecoasă, da? Grijă, paranoia asta pentru ce boală, ce crize, ce situații, mai vin, știm că vin situații grele, fiți în jurul lor, da, și inspirații către pasiune, către creștere spirituală, către regăsirea focului interior, munciți în acest colectiv cu sârg, pentru că efectele sunt, reușitele sunt multe și frumoase. Așa simt, am zis că vorbesc mai mult despre voi. Eventual alchimizați-vă, cum am zis și la mai devreme, și la emoții, și la scoică, și la broscuță. Toate țin de alchimie, de transformare. Transformare într-o variantă superioară. Mierea este super bine făcătoare. Suferința voastră poate deveni... Asta este lecția lui Chiron. Ce stare am... Suferința voastră poate deveni medicament. În ce sens? Faptul că voi v-ați ridicat din suferința voastră, exemplul vostru, poate să fie exemplu și medicament pentru ceilalți. Carte pentru numărul 3. Nu au picat, nu le iau că au picat, am simțit eu că au picat. Ia uite, regina de pământ, am văzut-o încă o dată, și 6 de monede. Nevoie de echilibru, de regăsirea stabilității voastre, creativității, creativitate practică. Bine, o să le iau eu, că văd că nu vor să vină. Ok, numărul 3. Ce frumos! Mă bucur că am luat eu. Asul de cupe. Cineva trebuie să facă o călătorie. Am văzut. Ioi! Ioi! Da, cineva vrea să facă o călătorie, trebuie să aleagă, în primul rând, doi de monede, trebuie să aleagă.
între a lăsa acele ape tulburi, da, să meargă către lumină, către astul vindecarea lor și manifestarea iubirii superioare. Și cineva trebuie să dărâme o veche construcție ca să-și exprime un nou eu. Trebuie să vă regăsiți puterea. Am văzut regele de bâte și am văzut și puterea. Trebuie să vă regăsiți puterea. Și pentru că este turnul în acest moment, exprimă clar căderea Babilonului, pentru cei care știți. Da, Babilonul se dărâmă. Ascultați, eu ascult mai puțin, dar am alte căi, ca și alți colegi. Ia uite și moartea. Alte căi de a primi mesaje din Biblie, din... Da, citesc Biblia, ați văzut. Poate mai face niște mesaje din alte cărți. Babilonul se dărâmă, sistemul se dărâmă și cine mai speră că va fi bine în stilul vechi, greșește. Cine mai vrea să stea în preajma sistemului vechi și să joace ca așa cum ni se spune de către autorități, o să greșească. În fine, da, știu că sună ciudat. Deci e vorba de transformarea spirituală. Vreți să transformați bine? Nu? Tot bine. Da, am zis. Și-au venit. Aici este momentul vostru peste care trebuie să treceți. Întunericul. 9 de spade și 2 de spade. Alegeți. Stați în întuneric sau vă transformați? Noi spiritual, da? Stați în întuneric sau vă bucurați de vindecare, de dragoste față de voi? Trebuie să alegeți. Dar ce frumos că aceste două au venit și la început a venit asul de cupe și moartea. Probabil că cineva, pentru unii, o să vă facă o ofertă care vă va transforma întreaga viață pentru unii. Poate să fie personajul care vă ridică acea sabie. Simțiți că vine această dragoste, simțiți că vine vindecarea pe o cale miraculoasă. Și în momentul în care veți renaște, veți fi apți să oferiți și voi dragoste, medicament. Dragostea voastră, ah, ce frumos, va fi medicament pentru cei din jur. Dragostea voastră va fi medicament pentru cei din jur, tocmai pentru că ați trecut prin suferință. Alegeți transformarea. Văd semn de aer pentru unii. Semn de apă, îndrăgostiți. S-a oprit la îndrăgostiți. Iar alegere. Iar alegere și regina de cupe. Da? După 4 de cupe. Nu mai fi supărați, nu vă lăsați prinși în această vibrație joasă, cum am zis mai devreme. Da? Ia uite cum stă aici, da? Nu. Ridicați-vă, pentru că aveți potențial. Voi nu trebuie să stați supărați închiși în voi. Trebuie să străluciți, să oferiți cupa celorlalți. Și repet, și vouă. Trebuie să vă oferiți această cupă și apoi celorlalți. Și da, pentru unii este o poveste de dragoste care se manifestă în curând într-o formă sau alta. Posibil această transformare să fie și în ei, dar eu am vorbit acum despre voi. Am vorbit de alchimie și la albinuță, am vorbit și la celelalte cărți. Interesant că a venit moartea. Moartea și o nouă viață în dragoste. Și vindecătoarea. Că asta e regina de cupe, este vindecătoare. Este blândă. Hrănește emoțional. Da? Frumos. Cineva dorește să comunice cu voi. De la distanță, mai mult sau mai puțin. Dar vrea să comunice. Vrea să aibă victorie în relație cu voi. Până acum a stat într-o vibrație mentală de joasă calitate. Mentală, poate fi și emoțională, da? Am zis de multe ori, evenimentele prin care trecem noi pot să oglindească evenimente prin care trece flacăra noastră geamănă, un suflet pereche, nici să nu știm de existența acestui suflet,
În fine, încercați și manifest și eliberați-vă cât puteți. Dacă aveți o boală, alegeți transformarea, alegeți vindecarea. Alegeți vindecarea. Ia, clarificăm 9 de spade, totuși. De ce e supărarea asta? Din ce motiv ar fi? 9 de spade, clarificăm. Zburați către noi, tot mai sus. Încercați și zburați. Îmi place ce am văzut, ce semn am văzut acum pe cer. Zburați. Ca, știți, cometele pică, voi să fiți o cometă zburătoare. Am văzut 3 de cupe și 4 de monede, o relație karmică și un suflet pereche cu care nu știți dacă să vă întâlniți sau nu. Adică, posibil cineva să aibă o altă relație și să trebuiască să vă aleagă pe voi, posibil să fie și așa ceva. Și dacă vă este rău, să știți că este și din cauza că le este lor rău. Ia uite, 9 de spade a fost clarificat de 5 de cupe, de regrete, de energie. Wow, și la capătul setului de cărți, ia uite. Relație job care consumă. Cineva se consumă din acest moment, motiv sau, dacă sunteți voi, să, mare grijă, să, că vorbim de emoții, puf, să nu preluați emoțional stările lor. Mare grijă, mare grijă, visați. Și totuși sunteți blocați, visați, vă doriți ceva frumos, totuși sunteți blocați în manifestare. Ia, mai dăm. Uf. Nu le mai amestec. Aș vrea încă o carte pentru 9 de spade. Clarificăm 9 de spade. 9 de spade. Deci a vrut să revină drăguț. Am văzut și mai devreme. 9 de spade. Pasiune mare pentru cineva. Atracție. Atracție mare. Că este atracția cuiva care își face griji. Atracție mare. Frumos ar fi să vină acest prinț despre care am vorbit la broscuță și să vă sărute și să vă transforme din această energie tristă, supărată, bolnavă, da? Întunecoasă, în acest dragon de foc, în acest as de cupe. Da, este dorința cuiva de a pleca de la decepții și e minunat, de la decepții, jocuri mentale, am zis mai devreme, la emoții, la chef de viață. Acum așa îl văd, cavalerul de bâte, o energie în care vă bucurați de viață, de acest potențial al vostru. Eventual acest rege de bâte poate să fie grija voastră că nu veți fi strălucitor, că veți fi tot timpul în această umbră, în acest întuneric, că nu veți străluci cu încredere, cu creativitate. Evident că revin la mesajul inițial, cineva încearcă să vă domine. Există și varianta asta. Adică să leagă mesajele. Însă, voi vreți să lăsați sau cineva vrea să lase toate aceste supărări, decepții, să reveniți la chef de viață, cum am zis mai devreme, la o legătură emoțională și pasională, dar și emoțională, frumoasă, blândă, hrănitoare, regina de cupe, vindecare mentală. Moartea, clarifică moartea. Am văzut și justiția la un moment dat. Oh, iar apare, dom'le! Fantastic! Tot aici s-a oprit. Tot aici s-a oprit la același set de cărți despre care am vorbit la 9 de spade. La același set de cărți. Un pic diferit. Un pic diferit. Foarte puțin, da? Tristezi, fantezii, nevoia de comunicare și de a alege. De a merge mai departe. Măi. Moartea. Clarifică moartea. Ia să vedem. Ah, 9 de monede. Da? Independența voastră, am zis. Puteți să radiați, să fiți frumos, să aveți reușite, frumoși.
Însă, să nu vă lăsați dominați de cei care, iau uite, să vă vindecați, puteți să fiți, nu neapărat vedete, să vă găsiți destinul vostru în a-i vindeca pe ceilalți. Așa am simțit. Da? Am vorbit de lucruri colectiv, de a-i vindeca pe ceilalți. Ia uite, puteți să vă întâlniți. Momentul ăsta de alegere foarte delicat. Oricineva trebuie să aleagă între voi și altă persoană. Da? Și atunci, alegerea către voi, teoretic, a trebuit să le aducă și vouă și lor fericirea. Acesta să fie parte din destinul vostru. Să aveți victorie. Superb! Superb, superb! Dar aici este transformare. Trebuie să cineva, unul dintre voi, trebuie să fie independent, să fie singur, singurel. Eventual, dacă intră un cuplu, să iasă din cuplu. Am văzut și justiția. Dar trecând peste asta, fiind etalarea voastră, voi trebuie să vă regăsiți încrederea. Să vă aduceți aminte de reușitele voastre. Am zis că voi foarte mulți, unii, nu foarte, unii dintre voi sunteți deja în această poziție, dar acum, în acest moment, ați coborât din cauza cuiva. Ori a unei influențe mentale, colective, ori, sau, eu știu, în preajma voastră cineva vă influențează, sau emoțional vă influențează și vă fură din abundență și din potențial. Destinul vostru este să fiți independenți, să aveți reușite, să vă vindecați, să-i vindecați și pe alții, da? Și am zis, să-i vindecați și pe alții, echilibrați emoțional. Și uite, așa aduceți fericire în jurul vostru. Speranță, amândouă înseamnă, curcubeu înseamnă speranță, steaua înseamnă speranță, victoria, aveți speranță. Aici e transformarea, să aveți încredere, credință, transformare. Credință că vă veți vindeca. Oh, și unii chiar aveți niște probleme de sănătate. Hai să vedem ce mesaje mai vin. Iertare. Iertați pe cei care v-au oprimat. Iertați pe cei care v-au supărat. Iertare. Asul de cupe înseamnă și iertare, dragii mei, nu doar o nouă dragoste. Că n-ai cum să iubești până nu ierți. Și cereți ajutorul cuiva. Singurul lucru real este dragostea. Cei care vă țin, da? În acest mentaj, în această stare, nu exprimă dragostea. Dragostea altfel se exprimă. Și chiar dacă este vorba să spui un adevăr, când îl spui din dragoste, îl manifestă altfel, îl exprimă altfel. Ce frumos! Dragostea face diferența. Singurul lucru real e dragostea. Dragostea, dragostea față de voi. Dragostea în Dumnezeu. Dragostea în Dumnezeu, dragostea în colectiv, un colectiv. Evident, nu. E mult și delicat de comentat acest concept, însă colectivul se formează. Și repet, perla aceea, nu o dați celor care nu vă apreciază. Colectiv și colectiv. Unii vor aprecia, alții nu vor aprecia. Vor umple de noroi și atunci, de-aia zis, e delicat cu colectivul. Delicat subiectul ăsta. Nu toți suntem la fel. Avem puterea de alegere și în momentul în care alegem, manifestăm întunericul sau lumina. Sau mai bine zis, negativitatea și pozitivitatea din noi. Nu neapărat întunericul, are și el alte conotații. E și el cu un scop. Cam atât, dragii mei. Iertați, iertați-vă că ați permis, iertați-vă că nu v-ați văzut lumina. Iertați-vă. Iertați și pe ceilalți și uitați un curcubeu aici. În momentul în care iertați, apare speranța. Probabil că trebuie să iertați pe cineva. Cineva trebuie să-și facă curaj. Sunt multe variante. Sper că le-ați selectat, le-ați îmbrățișat și primiți aceste mesaje cu drag, așa cum vi le-am și oferit, cu mare drag. Și vă doresc numai bine. Dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vă pup!